De câte ori ai vrut să te trezești dimineața și ai fost păcălit de snumus? Sau de câte ori te-au răpit visele când trebuia să mergi la școală? Da. Ce faci, mă? Întârziem? Hai, mă, că nu... Da, mă, de-a deja 9 ceață. Dar, de ce ne-e atât de greu să ne trezim dimineața în prima zi de școală? Întrebarea dumneavoastră este destul de vastă. Uite, problema poate fi pusă și altfel. Acum câteva zile mi-am aruncat ochii pe un articol scris de Chris Blair și spunea că creierul uman are nevoie de mai multe zile pentru a-și regla perioada de odihnă. Și după cum bine știm, tinerii din ziua de astăzi își prelungesc timpul de odihnă pe timpul zilei, cel puțin pe timpul verii în comparație cu un alt sezon școlar. A venit profa! Dar în același timp este ziua în care nu ți-ai mai văzut colegii de foarte mult timp. Ah. A ieșit pentru că a fost vacanță și nu prea ne-am mai văzut, dar de acum o să înceapă școala și o facem zilnic până în iese, frate. Prima zi de școală este ca prima dată când mănânci sushi. Nu știi la ce te aștepți, nu știi ce colegi noi o să apară, nu știi dacă o să stai pe locul ăla pe care ți-ai propus tu să stai, dar niciodată nu stai pe locul ăla. Sau dacă colegul tău de bancă, Andrei, mai vine la școală, avea să-mi dea 15 lei, dar nu intrăm așa în detalii. Sau George, îl mai știți pe George, cel mai deștept din clasă? Băi, băiatul ăla, terminat testul înainte să termine profesoarea din părții hârtiile. Băi, senzațional, nu-mi vine să cred. Vorba că nu-mi plăcea să învăț. Nu-mi displăcea așa de tare învățatul. Doar că câteodată universul se punea împotriva ta. În ce sens? În sensul că fix în ziua aia în care n-ai putut să înveți sau s-a întâmplat ceva și n-ai putut să înveți, pentru că s-a întâmplat ceva. Bă, da, fix în ziua aia... Asil, treci la tablă! Dar indiferent de orice, școala m-a ajutat să fiu ceea ce sunt astăzi. Un om educat și e gata să alerge după visurile lui. Eu sunt Asile Drii și voi tocmai mi-ați urmărit gândurile pentru F64.